Astăzi la ora de cripto, să vedem cum arată piața în această zi de joi. Iar Bitcoin este la 43.400 de dolari, Ethereum la 3200 și toată piața este pe roșu. Înainte să mergem mai departe, nu uita să lăsați un like și un coment, deoarece mă ajută foarte mult. Bun. Bitcoin pe daily. Să închid puțin volumul. Bitcoin, din păcate, a făcut ceea ce nu voiam să facă și anume a reintrat în acest ascending triangle din care a ieșit în 27 martie și vă spuneam că pe mișcarea, acea mișcare mare în sus, nu am avut volum foarte mare. Da, vedem aici, volumul nu a fost wow, nu a fost ceva peste medie sau foarte mare. Ei bine, atunci când se întâmplă acest lucru, de obicei, pe corecție, pe retestare, se corectează. Și asta s-a întâmplat... Bitcoin s-a dus primul lucru sub EMA 200, adică sub 44.700 de dolari, mai apoi sub ultimul suport 44.500 și a închis chiar foarte jos la 43.000 de dolari. E bine, aici este ultimul nivel pe care Bitcoin trebuie să-l țină ca să fim cât de cât mai buli și să sperăm că va face un bounce de aici. Este practic uh, chiar aici jos de la EMA ribbon. Zona de 43.000 de dolari, dacă Bitcoin nu face un bounce de la 43.000 de dolari și să încerce din nou să treacă peste aceste două niveluri, peste 44.000, cam peste 45.000 de, do de dolari în următoarele zile sau săptămâni. Din punctul meu de vedere, Bitcoin are foarte mari șanse să meargă până la suport dacă nu va face acest lucru și dacă va închide sub 43.000 de dolari. Cam asta este de urmărit. Și vă spuneam că s-ar putea să fie un fake out, mișcarea asta pe sus, da? Deci, 43.000 de dolari pe daily. Dacă închide sub uh, 43.000 de dolari, poate să meargă până în suport foarte repede. Vă reamintesc, tot timpul când scade sub emeriban, există riscul să se corecteze mai mult. Și la fel și pe weekly. Același lucru, am fost cât de cât bullish pe mișcarea în sus, peste e Ribbon, dar la fel nu am avut volum. Retailul nu este interesat în aceste momente să investească și asta se vede și în lume, ce se întâmplă în lume. Oamenii nu prea au bani de investit în aceste momente și atunci piața se duce în jos. Se poate să fie o testare a pieței, au testat balenele să vadă ce se întâmplă, dacă duc cumva prețul, să vadă dacă vin și oamenii de rând în piață. Și a făcut o respingere și pe weekly, dacă va închide sub 42.800, se poate corecta și mai mult. Același lucru, dacă ne uităm pe weekly, sub BMI este foarte bearish și poate vizita 39.40.000 de dolari. Iar mai apoi, de la 39.000-40.000 uh, de, de dolari, se poate corecta și mai mult dacă o să spargă suportul. Dar rămâne de văzut, încă mai avem speranțe, să sperăm că de aici Bitcoin are putere să fac un bounce și să meargă în sus, cu toate că nu prea cred acest lucru. Și vă spuneam că uh, între Bitcoin și piața cripto și burse este un dans în acest moment. Cum au urcat bursele, au urcat și Bitcoin și cripto și cum au scăzut bursele, cum au scăzut uh, și cripto monedele și Bitcoin. Și atunci S&P 500 este sub acest prag vital 4550 atâta timp cât este sub el se poate corecta și mai mult și în momentul de față ieri a închis S&P 500 peste 0,5 pe Fibonacci, un lucru destul de ok, dar cred că scăderea se poate accentua și o să tot scadă. Dacă S&P 500 de aici o să tot scadă, atunci și Bitcoin s-ar putea să meargă sub 40.000 de dolari în viitorul apropiat. Mergem și pe dominanță și dominanța este la 41,89 în aceste momente și vedem că face vârfuri, scăderi de preț din ce în ce mai mici și face higher highs. Putem vedea că dominanța este într-un uptrend în aceste momente pe 4 ore și am luat un reject de la EMA Ribbon, nimic de îngrijorat, dar dacă dominanța merge sub peste 42% pe 4 ore, poate să meargă până în 42,51 42, de aici. Și și pe Daily putem vedea că dominanța face un mic bounce în aceste momente, dar ar fi ideal ca dominanța să scadă, ca atunci altcoin să urce cât de cât, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla. Dominanța ne arată niște semnale că ar merge în sus. Asta înseamnă că banii din altcoin și bitcoin se transferă banii din altcoin și se transferă în Bitcoin sau în USDT sau în stablecoin-uri. Mergem mai departe, înainte să mergem pe câteva altcoin-uri, vreau să vă prezint același proiect pe care l-am mai prezentat, Clean Carbon, și acest, această rubrică este sponsorizată de cei de la Clean Carbon. Clean Carbon este primul proiect blockchain susținut de active din viața reală condus de comunitate care curăță cu adevărat planeta noastră. Și de curând au introdus acest buton Join Our Whitelist. Adică când se va lansa, noi vom putea cumpăra la în pre-sale. Aici ne punem uh, full, uh, tot numele, full name. Bep, BEP 20 adres, adică adresa de pe Binance Margin, adică din MetaMask, din desktopul din walletul de pe desktop, da, deci de Binance Margin BNB. După aia putem aici pune Discord-ul sau Telegram username-ul și după aia cam cât am vrea să investim și când se va putea investi, noi vom fi anunțați, fie pe Telegram, fie uh, fie pe disco și după aia dăm summit și se merge să mai prezint acest proiect și putem vedea aici parteneri și platforma noastră inovatoare conține mai multe utilități de token Carbo, deoarece moneda se numește Carbo, colectate într-un singur loc pentru confortul utilizatorilor. Aceasta include interacțiuni cu smart contract, score Carbo, airdrops Carbo și multe altele. Tokenul Carbo se conectează direct cu compania de soluții Clean Carbon din viața reală și cu instalațiile sale fizice Waste to Energy. O parte semnificativă a profiturilor generate în viața reală vor fi folosite pentru a recumpăra și a arde monedele Carbo, adică un burn mecanism. Uh, mechanism. Tokenul Carbo are multe utilități fizice construite în economia proiectului. Este folosit ca metodă de plată cu contractorii noștri, recompense pentru activitățile ecologice locale, pentru utilizatorii noștri și multe altele. Puteți vedea totul aici și au și un marketing destul de agresiv. Dar vedem aici și 5% buying fee, asta îmi place, și 5% selling fee. Și am mai spus acest lucru, cum se distribuie dacă cumpărăm după ce se vor lista pe PancakeSwap și după ce vom vinde monedele Carbo, cum se vor distribui cei 5% din taxe. Vedem aici în ce poate fi folosită. După aia putem vedea echipa aici și vă recomand dacă vreți să investiți să faceți un propriu research despre acest proiect, să intrați pe fiecare, puteți vedea că echipa este la vedere, au și un Twitter destul de interesant, putem vedea și roadmap-ul și ce, își, ce vor să facă imediat din Q2 și cred că luna asta va fi lansarea din câte am auzit eu și putem vedea aici Carbo Global Presale, Carbo Token List Listing, se vor lansa prima dată bineînțeles pe PancakeSwap, după aia se vor lansa și pe un CEX, adică pe un exchange centralizat. O să aibă și land purchase, adică se poată și uh, cumpăra pământ și au niște lucruri destul de interesante. Și îmi place acest proiect uh, foarte inovator și la început. Rămâne de, de văzut cum se vor lansa și cum se vor uh, uh, lista. Bun, mergem mai departe și o să las toate linkurile în, în descrierea videoclipului și în comentariu și știți că am avut și un airdrop de la ei de 1000 de dolari către 5 persoane și acei 5 câștigători le-am scris în mesaje lor de la ultimul videoclip de la Clean Carbon și când se va lansa moneda, acei 5 oameni vor primi 200 de dolari în moneda Carbon. Mergem mai departe și ar vrea să vorbim despre câteva proiecte pe care vreau să le acumulez în această corecție dacă se menține corecția în zilele și săptămânile următoare. Bineînțeles, unul dintre proiecte este Luna și gândiți-vă cât de bine a urcat Luna în acest bear market sau acest mini bear market, să spuneți cum vreți voi, sau corecție mai îndelungată. Luna a urcat chiar și până în 120 de dolari și a făcut all-time high de pe o zi pe alta. Și Luna în acest moment, la fel ca și a aproape toate altcoinurile este într-o scădere și zonele de acumulat în luna sunt la 103, la 90 și poate, poate dacă Bitcoin o să meargă sub 40.000 de dolari și dacă o să vină un mini bear market mai agresiv sau o corecție mai mare, poate să scade și până în 80 și poate, poate 73, dar nu dau, uh, nu dau înscris că o să ajungă până în 73. Deci 103, 90, 80 și 73 și poate, poate 67, 66, vedem. Luna este un proiect foarte bun. Au și moneda lor stablecoin lor UST care acumulează, vor să acumuleze până în 10 miliarde de bitcoin până în mai practic, cumpără aproape în fiecare zi de câteva de sute milioane de dolari. Și Luna arată destul de bine pentru următorul uh, ran up în sus, adică acumulăm pe cât scade, tot facem dollar cost average și la un moment dat când piața își va reveni, deoarece o să avem și uh, momente când mergem în sus, cum a mers în ultimele săptămâni, atunci vom putea vinde în profit destul de mare. Și îmi place luna pentru următoarele luni. Mergem și pe Near Protocol și vă mai spuneam de Near că tot timpul când Bitcoin recuperează Near, uh, recuperează foarte bine și este un Layer 1 foarte tare și mie îmi place Near Protocol și ne uităm pe timeframe-ul de week, adică pe un timeframe destul de mare, fiecare lumânare reprezintă o lună, o săptămână, pardon. Și atunci vedem că near sep apropie de all-time high-ul uh, din ianuarie, care l-a avut la aproape 20, 21 de dolari, 2050. Ei bine, putem vedea că în acest moment este într-o ușoară scădere, de ce a scăzut și Bitcoin, bineînțeles, dar dacă uh, sau când o să-și revină Bitcoin peste câteva săptămâni sau peste câteva luni, uh, Nier cred că va depăși all-time high-ul precedent și de aici merge în discovery mod. Practic, când va ieși uh, din acest ascending triangle pe weekly, când va sparge 19-20 de dolari, de deci poate să meargă mult mai sus. Și haideți să punem un Fibonacci de aici, de la Ultim High-ul, pe care l-a avut până în 740, unde a scăzut ce mai mult. Și în aceste momente putem vedea că Near protocol este exact la 0618 pe Fibonacci, la aproape 1550. Dacă o să vină o corecție mai agresivă atunci Nier s-ar putea corecta până în 14 dolari, 12,40, iar mai apoi poate, poate 10 40. Acestea sunt trei praguri foarte importante de acumulat și nu ar fi exclus să testeze suportul aici, undeva la 11-12 dolari în zilele și săptămânile următoare. Dar cred că în următorul următoarea perioadă, când Bitcoin o să spargă rezistență și o să meargă și mai sus, în următoarea perioadă în care o să urce Nier protocol, poate să meargă și până în 28 poate, poate 42 și poate la sfârșitul anului 55-63, da? Deci Nier arată potențial dacă și Bitcoin o să crească peste câteva luni, da? Deci trebuie acumulat și avut multă, multă răbdare. Al treilea proiect pe care vreau să-l acumulez este Rune cu toate că l-am cumpărat la 5 și l-am dat destul de sus, pe la 10-11 dolari și a avut chiar un rana până în 13 dolari. Rune în aceste momente se colectează puțin deoarece a avut 5 săptămâni consecutive pe verde. Da, vedem aici, s-a dus de la 3,50 până în 13 dolari în 5 săptămâni. Și în aceste momente Rune a atins rezistența pe weekly, de aici de la eu pe care l-a avut la 21 de dolari. Și cam pe atunci nu erau ce erau în aceste momente. Vedem că au listat foarte multe blockchain-uri este, au propriul swap uh, și au niște API-uri, niște dobânzi foarte mari, cred că cele mai mari din cripto sau printre primele și atunci volumul a urcat enorm de mare. Vedem aici ultimele 5 săptămâni de când au lansat asta, volumul este foarte mare și o să aibă și mainnet release în viitorul apropiat într-o lună, două și vor fi complet descentralizați în câteva luni și Rune are potențial la fel, în următorul uh, pump, în uh, următoarele săptămâni bune, care o să fie, când Bitcoin o să spargă rezistența și când Bitcoin o să urce, Rune, la fel, o să mizez pe Rune că o să-și depășească all-time high precedent de 21 de dolari. Și la fel, dacă punem un Fibonacci de la 21 de dolari până aici la 3 dolari, unde a scăzut cel mai mult, putem vedea că următorul prag de urmărit este aici la 7.30 dacă o să scadă, da? Deci în zona de 7.30 și 10, cred că este bine de acumulat rune și dacă o să scadă și sub 7 dolari, cât de jos se poate rune? Deoarece în următorul bull sau în următorul uh, leg up în sus o să crească destul de bine și după, după ce o să spargă această rezistență pe weekly, dacă o să închidă peste 12-13 dolari pe weekly, de acolo începe joaca pe rune. Poate să meargă până în 14-60, după aia 17-70, 21 de dolari și poate un target pe final de an 33-50. 33 de dolari, mai apoi 50 și poate 70, depinde cum o simulează și Bitcoin. Dar la fel, ne uităm pe un termen mai lung, pe termen mai lung, acolo se fac bani cu adevărat și cred că rune o să urce destul de bine în următoarele luni dacă se vor lansa, tot, se vor lansa acele eventuri sau tot ceea ce își propun ei să facă. Dacă se vor realiza, cred că rune o să crească destul de bine. Cam atât a fost pentru astăzi, sper că a fost de folos acest video și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment și vă aștept și pe contul de Twitter. Pe data viitoare!